Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Știm deja că cele mai vândute televizoare din România vin de la Samsung. Hai să vă arăt așadar câteva dintre cele mai noi tehnologii pe care ar trebui să le aștepți de la un televizor nou în 2022. Și suntem la un eveniment la care Samsung arată în premieră tehnologiile lor de top care vin pe televizoare. Iar aici în spate este fix preferatul meu. Când vrei un televizor mare și vrei să vadă bine și vrei să vadă luminos, s-ar putea să te intereseze micro-LED. Ce vedem aici sunt mai puțin de 4 televizoare. Cel din mijloc este cel disponibil încă de anul trecut și are 110 inci în diagonală. Noutatea sunt din stânga și din dreapta. Ăla de acolo are 89 de inci și ăsta de aici are 101 inci. Sunt super luminoase și extrem, extrem de clare. Dar de ce sunt atât de luminoase și de clare? Pentru că au cele mai mici LED-uri profesionale pe care le-au pus vreodată pe un televizor. Uite, spre exemplu, așa arată un LED convențional și așa arată ce folosesc ei pe micro-LED. Aici le putem vedea cu ajutorul unor microscoape pe un panou de LED-uri profesionale. Pentru că aceste televizoare se bazează pe o tehnologie gândită inițial pentru panouri publicitare, dacă vreți. Și ca să vă faceți o idee cât de mici au ajuns aceste LED-uri, în acest tub sunt 24 milioane de astfel de LED-uri care sunt la mărime reală, dar aici au fost puse într-un lichid ca să le poți vedea. Așadar, 24 de milioane de LED-uri către 3 pentru fiecare pixel ca să obții culoarea roșu, verde și albastru și așa obții cel mai luminos ecran care poate funcționa fără întrerupere la luminozitate maximă 100.000 de ore. Și vine cu cele mai noi tehnologii de afișare de la Samsung și poate să deservească fără probleme un spațiu extrem de luminos de birou, o firmă sau pentru cei mai pretențioși acasă, într-o cameră super luminoasă cu soare care bate prin geam. E atât de luminos încât eu nu cred că poți să te uiți așa la el. Acesta este cel mai spectaculos, dar nu este singura noutate. Mai sunt câteva chestii foarte faine care merită atenție. Dincolo de tehnologia micro-LED, hai să vă arăt televizoare mai pentru oameni normali. Iar televizoarele de oameni normali o să aibă inclusiv sporturi cu funcție de chat, adică o să te poți uita la meci și să ai chat pe televizor. O chestie de care am mai auzit eu pe telefon înainte, îi zicea WhatsApp, cred că vorbeau oamenii dacă chiar vreau să comunice, dar Samsung crede că poate vor și pe televizor. Și mai sunt o grămadă de funcții, inclusiv cele de Smart Things, spre exemplu, să-ți controlezi toată casa de pe televizor. Asta chiar îmi place, pentru că poate deveni televizorul așa cum ar trebui și un centru de comandă. La fel cum o să-ți poți administra totul și, evident, de pe un calculator. Cele mai noi televizoare de la Samsung, mai ales cele cu QN9 și ceva în coadă, cu cele mai noi procesoare, suportă 4K la 144 Hz și mai multe servicii de streaming. De acum au un gaming hub și o să poți să-ți administrezi jocurile de acolo, o să poți să le joci cu un controller prin Bluetooth, spre exemplu aici este unul de la Logitech, dar sunt convins că merg și PlayStation și cu ajutorul lor poți să legi, uite, două controlere și să joci jocurile prin streaming, adică de la distanță, dintr-o fermă de server, acolo poți să vezi, spre exemplu, un astfel de joc care rulează, dar mai este unul și din. Deci jocul pe care îl vedeți nu rulează pe o consolă sau pe un calculator, ci undeva de la distanță din cloud și poți să-ți faci o grămadă de setări astfel încât să poți juca jocurile tale preferate pe un monitor 4K de 144 Hz, care este și televizor absolut întâmplător. Desigur, din cloud nu o să obții 4K la 144 Hz, nu? Și atunci de unde luăm? O să luăm de pe o consolă sau de pe un calculator suficient de puternic. Televizorul acesta este identic, doar că are în spate un calculator suficient de puternic care să randeze 4K la 144 Hz și merge cam așa. Așa ceva nu era posibil până acum pe un televizor și asta îmi place foarte tare. În plus, sunetul poate fi scos prin un soundbar sau prin sistemul audio al televizorului sau poți să-ți legi o pereche de căști și poți să folosești televizorul pe care îl ai deja să redea orice. Foarte tare, nu? Iar capacitățile unui astfel de televizor se duc deja și către zona de PC, streaming sau orice alt tip de serviciu. Pentru că am aici inclusiv o tastatură și un mouse și pot administra și PC-ul, dar și televizorul la nevoie. Pentru că și platforma smart a televizorului de asemenea funcționează ca un fel de calculator care face lucruri din ce în ce mai deștepte. Și dacă nu te-am convins cu televizorul cu intrări HDMI pe 4K 144 Hz, ai să arăt un monitor care sigur o să-ți ia ochii. Când vine vorba de monitoare, niciodată nu ai unul suficient de mare. Tocmai de aceea, iată-l pe cel de
55 de inci curbat. Cel mai curbat monitor de 55 de inci pe care l-am găsit, cu rezoluție 4K și are și el 144 de Hz. Și dacă nu ți-am luat ochii cu un monitor absolut uriaș de gaming, hai să-ți arăt ce putem face cu el, pentru că știe mai mult de atât. Come on, let's do this! Fiți atent! Nu doar că se ridică la înălțimea pe care o vrei tu, dar e capabil să facă și asta. Și folosit în poziția asta, mi se pare și mai spectaculos. Pentru că, având atât de mulți pixeli, poți trata fiecare treime a acestui monitor ca un monitor separat. Ba chiar are funcție de multiscreen. Îmi pot imagina că aici joc, într-adevăr, și că aici îmi văd prietenii, dar pot să fiu și productiv. Pot să-mi urmăresc graficele, pot să-mi urmăresc un clip video, pot să ascult un podcast aici, să editez niște text. Orice îți trece prin minte se poate face pe un astfel de monitor, care altfel a fost și premiat ca fiind unul dintre cele mai interesante de anul acesta. Și eu cred că merită. Singura problemă pe care o văd este cum văd. Pentru că va trebui să înveți să lucrezi așa. Cred că ăsta este monitorul care te va trata de cocoașa de la smartphone. Știi că în loc să stai așa, o să faci așa. S-ar putea să treacă jumătate de zi înainte să-ți aduci aminte că ai o bucată de monitor și acolo sus. La cât de lat este, cred că e echivalentul la 3 monitoare de 32 de inci, unul peste altul. Uriaș! Uriaș! Nu, nu, este pe undeva la cel puțin 30 de, uite și tu la lățimea asta. Da. Deci monitorul ăsta este atât de mare, că dacă vorbesc aici, aud cu ecou. Îmi vine ecou pe sus. Este spectaculos. Îmi place rău, mi-l doresc. Și dacă nu ți-am luat ochii cu monitorul acela uriaș, ar trebui să pot să o fac cu ăsta, pentru că este un superlativ absolut. Acesta este primul monitor de gaming din lume, de 34 de inci, 4K, cu 240 de Hz. Zi wow, pentru că merită. Și este și un pic curbat, ca să fie mai bun pentru gaming. A luat și premiul Best of Innovation la categoria lui anul ăsta. Eu cred că merită. Foarte tare. Deci care? Ne luăm? Pe care ne luăm? Ala de 55? Sau pe ăsta? Sau poate ne luăm pe ăsta, la altul, ultra curbat. Acesta este un Odyssey Neo. Deja monitoarele Odyssey de la Samsung sunt recunoscute ca fiind monitoare bune de gaming. Și ăsta îți permite ca și cum să ai 3 monitoare de birou într-unul. Aproape 3. Hai zicem 2 ultralate. Deja sunt favorite inclusiv prin birouri de manageri și de IT-iști și de programatori, pentru cât de mari sunt. Da, sunt bune și pentru gaming, dar sunt înlocuitoare de mai multe monitoare pe un birou. Și nu este singura variantă, uite, mai avem și așa. Tot din gama Odyssey. Toate vine evident cu Nvidia G-Sync și cu toate formatele disponibile pentru gaming, ba chiar pe partea de conectivitate, inclusiv HDMI 2.1 și așa mai departe. Deci tot ce trebuie ca să mufezi la el, ori o consolă, ori un PC de ultimă generație și să-ți faci treaba. Acesta nu este un monitor, este un smart monitor și este cel mai nou Samsung M80, iar dincolo este un M70. Și chiar dacă arată ca niște monitoare, au propriul lor sistem de operare, ba chiar pot să facă deocamdată conferință cu Google Duo, pentru că vin cu astfel de webcam-uri care vor fi extinse pe o mulțime de monitoare și televizoare și se prind foarte ușor magnetic. Arată cam așa, vin cu un adaptor, pur și simplu prins în spate și merge ca prin minune. E o chestie foarte faină. Sunt niște webcam-uri deocamdată 1080p, dar tehnologia, eu sper că va evolua, eu îmi doresc webcam-uri 4K peste tot, dar 1080 e mai bine decât e pe multe laptopuri în acest moment. Și monitoarele acestea pot rula direct din cloud Office 365, spre exemplu, sau pot accesa de la distanță un calculator, exact cum face în acest moment acest monitor. Poți să legi direct la monitor o tastatură și un mouse și calculatorul pe care îl vedeți aici este controlat de la distanță prin internet. Nu există un cablu care să le conecteze. Așadar, îți poți accesa calculatorul de acasă, de oriunde ai fi, printr-o funcție de remote desktop de felul ăsta, doar cu monitor, tastatură și un mouse. Asta poți să faci când ai un monitor inteligent. Și de ajuns cu monitoarele, hai să vă arăt
un televizor foarte fain. The Serif este unul dintre cele mai frumoase televizoare făcute vreodată. Și asta fără să fiu neapărat subiectiv, făcut cu artiști, cu designeri renumiți. Iar de acum vine și pe diagonale de 65 de inci, cu niște picioare simple și frumoase de felul ăsta. E un televizor frumos, care are inclusiv funcții de conectivitate. I-am mai făcut review în trecut. Evoluția nu este foarte importantă, ci ce au adăugat suplimentar este un strat anti-glare, anti-reflexie, care face acest ecran să arate mult mai apropiat de o pictură. Și nu este singurul care oferă această funcție. Apropo, 65, 43, 50, 55 de inci, inclusiv pe culori de felul ăsta, încă o dată, un televizor frumos care și stins poate să-ți arate ori ceasul, ori opere de artă. La fel cum o fac, spre exemplu, toate cele din seria The Frame. Sunt mare fan al acestei serii pentru că face televizorul să se piardă în decor. Ce vedeți aici este un televizor care, atunci când este stins, poate să-ți afișeze tablouri, picturi. Cei de la Samsung au o colaborare cu foarte multe muzee faimoase și de pe urma acestei colaborări au o mulțime de opere de artă care sunt proiectate pe aceste televizoare. Pur și simplu trebuie să scrollezi din meniu și poți să te uiți la care vrei tu. Uite, se văd aici, inclusiv cu Louvre, Prado și așa mai departe. Și ramele pot fi customizate, este o mulțime de culori la care poți apela, iar ce este nou de anul ăsta este că și acestea nu mai sunt lucioase, sunt mate, astfel încât oamenii când se vor uita la ele de la distanță o să zică, asta chiar este o pictură. Iar aici se vede cel mai bine diferența. Aici puteți să vedeți pe versiunea anterioară reflexă de pe ecran și dincolo nu se mai reflectă aceeași pictură, panouri diferite. Foarte tare, nu? Îmi plac televizoarele astea pentru că în cea mai mare parte a timpului poate în casa ta televizorul s-ar putea să stea stins. Și atunci când este stins, este doar o chestie mare și neagră. Și atunci nu mai bine să afișezi ceva fain pe ele, o animație sau o operă de artă sau orice vrei tu. Hai să vă arăt unul care îmi place foarte mult și iarăși e greu de găsit la noi. Unele din televizoarele noi pe care o să vi le arăt vor veni mai greu la noi pentru că mulți români nu le caută. The Frame îl puteți vedea și aici, dar pe un suport special, ca să poată să facă și el o chestie care mie îmi place foarte tare. Să se întoarcă în plan vertical, exact cum face The Zero. The Zero este televizorul care se poate lega la telefon și se va roti automat atunci când te uiți la content. Și acum nu avem doar pe negru, mai avem unul pe alb acolo. Foarte, foarte fain. Și de acum este compatibil inclusiv cu un iPhone. Adică dacă ai poze și alte lucruri pe care vrei să le vezi de pe iPhone-ul tău, poți să legi la Zero. Să zicem că te duci în galerie, ai un video, va rula automat. Sau dacă vrei pur și simplu să vezi ceva, spre exemplu, pe orizontală, mai ales pe Android o să facă chestia asta, le va roti automat. Uite, spre exemplu, aici urlează muzică. Dar dacă o să fac eu chestia asta așa, televizorul o să plece automat pe orizontală. Ce faci cu telefonul, se transferă și acolo. Ia uite-l. Automat. Îmi doresc și unul din ăsta. Serios, eu cred că unul din ăsta ar fi foarte potrivit în studioul nostru ca să facem review-uri de telefoane, pentru că uite și tu cum arată. Pe ecranul ăsta poți să ai mirroring 1 la 1 cu telefonul tău. Ce se vede acolo se va vedea și aici, când e răsturnat telefonul, se răstoarnă și el. Gândește-te la poze, video, gaming, orice îți trece prin minte, pe un ecran gândit să lucreze bine cu telefonul tău. Pentru că timpul petrecut în fața unui ecran este direct proporțional cu mărimea ecranului. Cât mai mare, cu atât vei petrece mai mult timp pe el. Logic, nu? Foarte tare și asta. Așadar, mai multe televizoare care vor fi compatibile cu ajutorul acestui picior care rotește automat și televizoarele, iarăși o chestie bună, pentru că cei mai mulți dintre noi ne folosim foarte mult smartphone-ul și dacă vrei o diagonală mare, iată că poți. Poți să ai un televizor de 55 de inci care să se împrietenească foarte bine cu telefonul tău. Și pentru că televizorul nu a trebuit să stea doar în sufragerie, s-a inventat The Terrace, televizorul care poate sta afară. Nu-l deranjează dacă plouă sau bate soarele în el, pentru că este cu certificare IP55, praf și strop de apă. Ba chiar există variante pentru parțial însorit și care suportă inclusiv să bată soarele în el pe 65 și 75 de inci. Ăsta e televizorul de exterior pe care nu-l deranjează mediul în care stă.
Evident, e gândit pentru piețe cu dare de mână, unde oamenii își pun astfel de televizoare afară, dar și la noi au început să fie tot mai mulți oameni care apelează la astfel de soluții. Iată că există așa ceva. Însă dacă vrei o variantă, mai să zicem, mai flexibilă și să o folosești doar la nevoie, s-ar putea să-ți placă un proiector. Și The Premier este evident în continuare opțiune utilă. Aici prezentat cu un tip de ecran, așa cum v-am mai arătat eu acela de la Vivid Storm, care urcă și coboară dintr-o comodă. Însă, nu acesta este cel mai spectaculos proiector de anul acesta. Cei de la Samsung ne-au arătat un proiector mic și genial. Și se numește The Freestyle. Și vă provoc să vă dați seama unde sunt proiectoarele în această încăpere. Pentru că imaginea pe care o vedeți proiectată pe masă vine din lămpi. Cu un consum de la 24 la 60 de W, acest mic proiector poate fi alimentat inclusiv dintr-o dulie E27, adică din aia de bec. Și vine la pachet cu un proiector Full HD care poate proiecta imagine de până la 100 de inci, care arată cam așa, sau poate să arate cam acolo, ca acolo, unde iarăși a fost prins efectiv ca un spot aici. Și este o imagine luminoasă. Să zicem că legi în spate un calculator și poți să lucrezi, sau poți să-l transformi efectiv într-un înlocuitor de panou publicitar, dacă vrei, pentru că poate proiecta inclusiv texte la petreceri, sau poate fi transformat într-o lampă. Aici a fost adăugat, i s-a pus o reflexie și arată ca o lampă. Foarte tare, nu? Micuțul proiector este atât de deștept încât și dacă este mutat, o să-și ajusteze automat imaginea. Aici îl puteți vedea pe o diagonală mai mică, de vreo 55 de inci, destul de clar și de luminos. Însă din coace îl puteți vedea la 100 de inci în diagonală și cam asta este limitarea la care este recomandat să fie utilizat, mai ales într-o cameră mai puțin luminată. Însă, într-o seară de vară poate fi scos evident inclusiv afară, pentru că este și portabil. Acest proiector, așa cum îl vedeți, suportă inclusiv o baterie externă sau poate fi alimentat prin USB-C, are o mufă pe lateral acolo, îl poți alimenta dintr-o baterie externă, are propriul difuzor și poți să-ți faci o seară de cinema cu un proiector portabil oriunde te duci. USB-C pentru alimentare, conector HDMI pentru orice fel de altă sursă și microfon pe care îl poți inactiva manual. În plus, poate fi customizat cu o mulțime de culori ca să ți se potrivească acolo unde îl vei instala. Spre exemplu, ăsta este un suport de prindere de podea sau de perete, dar aici ai accesoriul de dulie și dincolo ai o baterie externă. Sau poți să-i mai dăuși tot felul de accesorii colorate care să-l facă să arate ca o jucărie. Difuzorul încorporat este destul de puternic, dar dacă vrei un sunet cu adevărat bun, vei conecta proiectorul prin Bluetooth la orice altceva. Practic, ideea celor de la Samsung este să îți pună un ecran oriunde te-ai duce, inclusiv în vacanță și în cort, unde poți să îl iei așa legat la baterie și dacă te-ai săturat să te uiți la filme, îl transformi cu un astfel de căpăcel într-o lampă. Foarte simpatică. Cât te costă lampa sau proiectorul? La momentul lansării va costa $900 în Statele Unite. Merită banii? Decideți voi și spuneți-mi mai jos la comentarii. Sper că ți-a plăcut această excursie prin noutățile și noile tehnologii de la Samsung pentru ecrane din 2022. Dă-ne un like, un share și un subscribe și urmărește-ne dacă ai văzut acest clip de vreme în ianuarie 2022 cu hashtagul #CavaleriaCS22 pentru toate noutățile din Las Vegas.